Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică, pare că se ascund cuțitele în coaliție. Potrivit Europa Liberă, Marcel Ciolacu, liderul PSD, spune că n-a fost informat despre strategia României pentru aderarea la Schengen, iar PNL și Klaus Iohannis sunt vinovați pentru eșecul faptului că nu am reușit să intrăm în Schengen. Liderii PSD ar acorda vreo 3 zile de grație lui Klaus Iohannis și PNL până să iasă cu poziții publice critice în legătură cu eșecul României. Ne uităm și la o anchetă Libertatea, potrivit căreia în ultima săptămână autoritățile austriece au explicat, în ultimele săptămâni, au explicat României de mai multe ori că nu vor vota pentru aderare. Era așa o emoție înainte de Consiliul Jai, cum că România ar avea șanse. Iată că se știa din timp că nu are România șanse să adere la spațiul Schengen. În studioul Europa FM este domnul Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR. Domnule Voiculescu, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Locuiați în Austria acum ceva timp și scriați și dumneavoastră într-o postare pe pagina de Facebook că ați locuit acolo vreo 14 ani, ați studiat acolo, v-ați clădit o carieră, ați trăit aproape două treimi din viața adultă în Viena, iar motivul vetoului austriac nu este legat nici de migrație, nici de politica internă, nici de modul în care sunt păzite granițele celor două țări. Acum firește că ne întrebăm că e săptămâna aceasta Consiliul European. Înțeleg că subiectul nu e pe agendă, ar fi fost dificil să fie, că nu știm cum s-ar fi rezolvat între timp problemele, dar vedem termenul acesta, 3 zile de grație, spune Europa Liberă, ar da Marcel Ciolacu lui Klaus Iohannis și PNL ca să iasă să explice ce s-a întâmplat. Da, ce e la mijloc? Care e motivul real? Că noi încă nu știm. Motivul real putem să speculăm. Putem să vedem însă foarte clar care sunt consecințele și ceea ce ați enumerat mai devreme sunt doar jocuri de culise înăuntru coaliției de guvernare. Dincolo de asta, vedem însă o mișcare politică care se traduce în probabil cel mai mare eșec diplomatic al României, probabil după 97, după eșecul de a fi acceptați în NATO. Dacă vă aduceți aminte, mi-amintesc exact locul unde eram în grădina părinților mei când am aflat că nu am fost primiți în NATO. Mi-amintesc că am fost foarte trist atunci și mi-e teamă că și acest moment va fi unul de care românii își vor aduce aminte. O umilire a țării noastre și o mișcare politică internațională care are ca actori Austria și România, din care nimeni nu câștigă. În primul rând pierde România, pierde 10 de miliarde de euro. În timp petrecut, timp și motorină și benzină petrecut de șoferi la vamă, în relații economice care sunt mai scumpe sau inexistente din cauza că nu facem parte din Schengen și așa mai departe. În al doilea rând pierde Austria, care pierde, dacă ne uităm în presa internațională, inclusiv în cea austriacă, vedem că peste tot reacțiile au fost negative, nu am văzut o singură reacție pozitivă din afara partidului ÖVP, care cândva era cel mai pro-european partid din Austria. Reacțiile sunt eminamente negative, începând cu chiar președintele Austriei, care este un mare prieten al României și care a spus că este profund nemulțumit și dezamăgit de actuala decizia cancelarului Nehammer. Cancelarul Nehammer, care este de altfel, trebuie să spunem, nu un politician de prim rang în Austria, ci în urma unor crize continue în partidul de guvernare, în ÖVP, iată, acum avem un cancelar care face un mare deserviciu celui țării care se putea pretinde un mare prieten pentru întreaga regiune și un lider al regiunii, o țară care a fost întotdeauna pro-expansiunea, care a fost pentru extinderea Uniunii Europene, o țară care are interese economice legitime, interese politice de asemenea în toată regiunea. Probabil că Austria, după acest episod,
și cu cât acest episod se prelungește, până când acest episod nu se sfârșește printr-o reparație adusă României și Bulgariei, Austria va continua să piardă atât în regiune cât și la nivel european. Și în ultimul rând pierde Europa. Europa este luată ostatică. Nu e prima dată, a făcut-o și Ungaria când a fost vorba de ajutor pentru Ucraina, iată acum este Austria. Mecanismul acesta al unanimității european, acest mecanism pare că își arată din ce în ce mai des slăbiciunile și în mod oportunist și cinic, una dintre țări, iată, poate folosi aparent în avantajul său pentru o negociere de care probabil că nici nu vom afla, sau vom afla mult mai târziu, un mecanism european care se dorea să sublinieze încă o dată solidaritatea și încrederea, apropierea țărilor între ele. Am putea spune, n-au greșit, domne, cu nimic ai noștri austrieci, sunt de vină. România n-a greșit, s-a prezentat acolo. Ar fi pe de-o parte neadevărat și pe de altă parte profund greșit din perspectiva a ceea ce urmează. Ar fi neadevărat pentru că este evident că ai noștri nu și-au făcut temele și este evident de asemenea că s-a încercat ceea ce s-a chemat în românește îngreșarea porcului în ajun. N-au avut informații, dar în orice caz în spațiul public românesc sau internațional, nu am văzut eforturi ale statului român, ale reprezentanților statului român, pornind de la președintele țării, care e primul responsabil pentru politica externă, continuând cu Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și așa mai departe. Nu am văzut eforturi susținute pentru acest obiectiv, care a fost, dacă vreți, și umflat, dacă comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în Bulgaria, de exemplu, sau chiar în Croația, un obiectiv politic pe care PNL în special și președintele Iohannis păreau că îl au la îndemână, îl au în buzunar și atunci l-au umflat ca să aibă probabil domnul Iohannis, ale cărui mandate nu punctează nici măcar un singur obiectiv important pentru România, să aibă iată ceva. Informațiile au fost proaste, strategia pare că a fost la fel de proastă și neînțelegerile astea despre care aflăm și astăzi și le-ați menționat mai devreme, ce a discutat domnul Bode la Viena cu ministrul de interne de acolo, ce n-a discutat, nu mă pot abține să mă întreb și dacă în ce limbă au discutat, care au fost neînțelegerile și cât de profund, cât de rău trebuie să fi mers o conversație dacă cele două părți au înțeles lucruri complet distincte și nu au fost în stare să le corecteze nici măcar după ce probabil alte zeci, sute de oameni din diplomația fiecărei țări le-a transmis mai departe. Mi se pare de râsul plânsul. Spuneți că nu ne-ar putea reprezenta bine ministrul Bode, că de fapt aici e problema. Cheia sunt oamenii care au fost trimiși la negocieri și oamenii pe care îi avem până la urmă, pentru că aceștia sunt. Nu numai asta. Deci, mai întâi aș vrea să spun foarte clar, ceea ce a făcut Austria nu poate fi argumentat. Nu au oferit nici măcar un argument care să stea în picioare. Pe de altă parte, chiar cu un partener cu care nu te înțelegi pentru că poate nu vrea să-ți spună clar care e problema, de ce nu vrea să fie alături de tine, de ce nu vrea să fie un partener adevărat, dar chiar cu un astfel de partener, să spunem, de discuție, de dialog, de negociere, trebuie să încerci să vezi care sunt adevăratele motive și să le abordezi. Am îndoieli serioase că diplomația românească a făcut lucrul ăsta, adică altfel m-aș fi așteptat ca măcar după eșec să iasă președintele Iohannis, pe care nu l-am văzut încă, sau ministrul Bode sau altcineva și să explice, uite, asta s-a întâmplat și mai ales ăsta este planul pe mai departe. Nu am văzut nimic de genul acesta și, ba din contră, mi se pare că două lucruri foarte grave se întâmplă. Unul este că se dă drum, se hrănește această bestie a
șovinismului, a urii împotriva străinilor, a austriecilor, de parcă o companie sau alta, gen, nu știu, n-o să numesc acum compania, o companie producătoare de sucuri de fructe. Și am văzut chiar lideri politici care se apucă acum să cumpere sucurile și să le arunce pe jos și să aibă tot felul de manifestări de genul ăsta, pe care, să spunem că aș putea să le înțeleg la cineva care nu e implicat public în niciun fel, dar la cineva care face parte dintr-o instituție sau din Parlament sau chiar dintr-un partid politic, mi se pare că asta devine foarte periculos și este de-a dreptul prostesc. Unul dintre, chiar șeful acestei companii declara public că e extrem de nemulțumit de ceea ce au făcut proprii săi compatrioți din Austria și spunea, citez, nu așa te porți cu partenerii. Austria s-a purtat cu România ca și cum ai fi fost cel puțin doi străini, dacă nu doi dușmani. Nu așa te porți cu partenerii. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să recunoaștem, unu, slăbiciunile evidente ale reprezentării statului român și, doi, iarăși, comparația cu 1997. Trei zile mai târziu, după eșecul de la data respectivă în care România nu era primită în NATO, trei zile mai târziu era președintele Americii aici. Era o vizită de curtoazie în care ne spunea că ușa rămâne deschisă și că România este pe drumul cel bun și că dacă vom merge pe acel drum bun, ușa ne va fi în continuare deschisă și nu va fi altă țară care să intre înaintea noastră. E un mesaj de lider, dar arată ca un parteneriat. În momentul acesta, nu numai că nimeni de la nivel european nu a dat aceste, nu pot să le numesc asigurări, dar această deschidere să fie manifestată clar și, de asemenea, dintre liderii noștri, noi nu mai suntem la nivelul la care eram în 1997. România este membră EU, este membră NATO, este un membru al Uniunii Europene care poate, prin președintele său, să genereze atât dialog cât și claritate pe ceea ce urmează. Piața Victoriei la Europa FM. Continuă emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. În studioul Europa FM este Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR. An de zile a trăit acolo în Austria. Povestiți-ne cum se vede România din Austria. Ce vi se spunea despre România? Cum erați privit ca român sau cum erau priviți alții români care trăiau la Viena, în Austria? Eu am ajuns în Austria în anul 2001, la 18 ani, și am intrat direct la facultate, în mediul universitar și, în general, în mediul educat. Țările din Est erau văzute ca o speranță. Mai târziu, atunci când investițiile austriece au crescut în România, atunci când mai mulți români au venit să studieze, să lucreze la Viena și în restul Austriei, interesul față de România a crescut. Omul de rând din Austria nu are absolut nicio problemă nici cu România, nici cu românii, din contră. Ideea de asta am și scris că ideea aceasta că exista o problemă cu migrația care vine, vezi, Doamne, prin România, e complet aberantă și se citează niște alegeri din Niederösterreich, din, practic, landul care înconjoară Austria, înconjoară Viena. Oamenii din localitățile de acolo, și am stat mult timp în acele localități, în jurul Vienei, nu au nicio legătură, nu sunt oameni care să aibă vreo legătură cu migrația ca problemă principală a vieții lor și cu atât mai puțin nu e vorba de România, iar 80% dintre, sau principalele două rute de migrație sunt prin Ungaria și prin Croația. Ori Austria a acceptat Croația acum în Schengen, iar cu Ungaria au existat între Nehammer, cancelarul Austriei, și Victor Orban, au existat trei întâlniri doar în anul 2022. Deci e complet absurd. Atitudinea față de România este mai degrabă bună și foarte mulți austrieci, majoritatea, aș întrezi să spun, sunt mirați de ceea ce s-a întâmplat. Dacă ar fi să găsiți un cuvânt pentru eșecul României, care ar fi acela? Care e slăbiciunea României care a cântărit decisiv în problema, în chestiunea intrării în spațiul Schengen?
Pentru mine problema este evidentă și în acest caz, și în cazul 10 august, în care Dragnea și-a bătut joc de oamenii din care erau acolo, oameni pașnici, femei, copii, și în multe alte cazuri, sunt slăbiciunea instituțiilor statului român. Dacă statul român ar avea instituții puternice, dacă statul român ar avea un sfert din diplomația pe care o aveam la 1918, atunci când statul român a reușit Marea Unire, dacă un sfert din acei diplomații am fi văzut acum în instituțiile, în diplomația românească, lucrurile ar fi stat complet diferit. Contează cum ești reprezentat în străinătate și contează într-o lume în care informația este deschisă, contează foarte mult ce faci acasă. Să îngrași porcul în ajun și să profiți, așa cum România a reușit să profite de câteva oportunități. Am intrat în NATO pentru că Serbia, Kosovo, pentru că 11 septembrie și așa mai departe. Am intrat în UE pentru că era nevoie de noi. Acum puteam intra în Schengen dacă ne făceam, sunt convins că am fi putut face acest pas dacă ne făceam temele așa cum se cuvine. Scriați pe Facebook că Austria a tratat România ca pe o cârpă de șters pantofii. Așa suntem? Așa... Asta e imaginea noastră în afară? Așa pare că și-au permis să ne trateze în acest moment. Și evident, asta atunci când cineva te abuzează, este în primul rând vina abuzatorului, dar atunci când lucrul ăsta, dacă vreți, se repetă, sau atunci când lucrul ăsta este inexplicabil, poate că trebuie să cauți niște explicații și la tine. Poate că ești văzut ca un stat slab. Poate că dacă trimiți un domn care a plagiat, care este bănuit că a aranjat licitații și care în general alege scurtături și pare că alege o scurtătură și pentru propria țară și pare că nu e capabil să înțeleagă propriile îngrijorări, respectiv îngrijorările care poate au existat ale Austriei, încă nu știm ce s-au discutat între ministrii de interne, probabil că nu ești îndemnat, probabil că austriecii n-au fost îndemnați să fie mai respectoși, așa cum s-ar fi cuvenit de altfel, să fie mai respectoși cu românii. În ultimele săptămâni, scrie Libertatea, autoritățile austriece au explicat României că nu vor vota pentru aderare. Ne întrebăm dacă România a forțat cumva acel vot pentru a da apoi vina pe Austria, deși știau autoritățile din România că nu avem nicio șansă la vot. Și în felul acesta, gata, am găsit vinovatul, Austria. Dacă... Și de fapt România era pregătită, dar Austria nu ne-a vrut. Dacă au explicat autorităților sau nu, noi nu avem de unde să știm. Noi știm ce ne-au explicat nouă și nouă nu ne-au explicat. Austria, încă o dată, nu a dat niciun argument serios pentru care să respingă România. Dacă i-au spus ministrului Bode sau altor miniștri ai guvernului sau altor diplomați că votul lor va fi acela și noi totuși am forțat acest vot și mi-amintesc o declarație a premierului Ciucă care spunea vom forța un vot, vom insista să fie vot, chiar cu o zi înainte, cu 24 de ore înainte, eu m-am gândit că s-au înțeles, chiar îi scriam unui prieten, dacă o astfel de mișcare cu declarație publică, încă o dată, adică poți să ceri într-o astfel de ședință, unde din nou sper că s-au înțeles într-o limbă de circulație internațională, dar poți să ceri într-o astfel de ședință o decizie dacă ai... Dacă nu siguranță, măcar dacă există o probabilitate foarte mare că vei câștiga. Când am văzut declarația premierului Ciucă, mi-am spus, păi, Doamne ajută, să o fi înțeles. Apoi să vedem declarații la scenă deschisă din partea austriecilor, că din partea cancelarului și al ministrului de interne din Austria, că nu ne vor susține. Asta e ceva ce... E foarte urât. În diplomație să anunți niște lucruri publice, public înainte să discuți clar cu diplomația celeilalte țări, e ceva ce în general nu se face. Aveți informații că Austria își va schimba punctul de vedere în câteva luni și că în primăvară, în vară... Cum spuneam mai devreme, este o problemă a Europei,
faptul că Austria a luat această decizie, a forțat această decizie fără nici măcar un argument care să stea în picioare. E o problemă a Austriei care își pierde din credibilitate și, cum spuneam, nu-mi închipui că pot să fie doar jocuri interne și chiar dacă ar fi jocuri interne ale unui partid politic, astea ar trebui să fie mult sub deciziile importante pentru Austria ca țară și este foarte rău pentru România, iar România nu este o țară lipsită de prieteni. În momentul ăsta, România este o țară importantă la nivel internațional, strategic, militar, economic și România ar trebui să joace această carte și să construiască pe ceea ce există în acest moment. În acest moment există un val de simpatie pentru o nedreptate care s-a făcut României. Asta trebuie spus foarte clar. Dacă ne facem temele acasă, n-am nicio îndoială că vom putea intra în Schengen mai degrabă, mai devreme decât mai târziu. Ne uitam și la declarațiile făcute de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Acesta spunea că în momentul în care Austria o să solicite șefia OSCE, să nu se aștepte ca România să nu folosească acest drept de veto, adică facem asta doar că să o plătim și noi, nu că ar merita sau că ar exista argumente. Și tot Marcel Ciolacu ar spune, potrivit Europa Liberă, că acordă 3 zile de grație lui Klaus Iohannis și PNL, până când PSD va ieși cu poziții publice critice în legătură cu eșecul României. PNL și Klaus Iohannis sunt vinovații, spune un membru al conducerii PSD. Da, asta e politică de Buzău, de Sălaj, nu știu. PSD e în coaliție cu PNL. Sigur, da. Și exact cum a făcut și PNL atunci când era cu USR la guvernare. Iată, vâră șopârile fără să aibă în vedere interesul mai mare al României. Interesul mai mare al României este ce schimbăm, ce învățăm, cum facem ca în perioada imediat următoare să construim către accesul României la Schengen. Asta ar trebui să fie interesant, nu ciondănelile dintre Ciolacu, Ciucă, Bode și alții care fac aceleași jocuri de atât de multă vreme și cred că toată lumea este atât de sătulă. Credeți că președintele Klaus Iohannis e principalul vinovat pentru eșecul României? Cred că este principalul vinovat ca principalul responsabil de politica externă a României. Și cred de asemenea că este foarte rău faptul că acum permite ca pe de o parte să se nască în societatea românească să fie alimentată această ură și pe de altă parte să nu clarifice lucrurile. E președintele unei țări, este membru în aceeași familie europeană, în familia populară europeană cu cancelarul Austriei. Imposibil să nu existe căi prin care lucrurile se poată să fie reglementate. Faptul că tace de atâta amar de vreme, mi-aduce aminte de 10 august, unde dânsul, după ce femei, copii, bătrâni erau alergați, fugăriți în Piața Victoriei, dânsul a scris o postare pe Facebook. Asta e tot ce am văzut și acum de la dânsul. O postare pe Facebook este strigător la cer. E pentru mine încă o dovadă, deși chiar nu mai aveam nevoie, a lipsei oricărui interes a acestui domn pentru această țară. Și nu sunt cuvinte mari. E mai mare rușinea Austriei pentru că a votat împotriva României neînțelegând exact de ce? Sau e mai mare rușinea României că a fost tratată într-un abuz, fără respect, sau că n-a fost respectată, sau că a fost umilită? În cadrul unui abuz, atunci când nu există argumente, abuzatorul este cel care trebuie să se rușineze. Austriei ar trebui să-i fie rușine și știu că Austriei, în general, dacă toți austriecii ar afla de ceea ce s-a întâmplat, sunt sigur că le-ar fi rușine. Și României? România ar trebui să-și facă temele și să conștientizeze încă o dată pe cine are în capul trebii. Din păcate, din nou și din nou, vedem slăbiciunea statului român. În ce domeniu vreți? În justiție, în sănătate, în educație, în orice domeniu, vedem slăbiciunea instituțiilor statului român și vedem că lucrurile astea au nevoie, că e nevoie ca lucrurile astea să se schimbe în mod profund. Altfel,
poate istoria ne mai zâmbește și mai avem un noroc încă o dată și încă o dată și poate că suntem în momentul ăsta bine plasați pe harta lumii, dar de acolo până la a nu-ți face temele acasă, a nu avea instituții pe care să te poți baza ca cetățean, că o să te ducă în Schengen, că o să, că o să aibă vreun plan de orice fel pentru un lucru sau altul care e important pentru România, asta e cu adevărat și trist și grav. Și nu vedem nicăieri reforme propuse de o majoritate în Parlament de peste 70% în niciun domeniu. Mulțumesc foarte mult, Vlad Voiculescu. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR, a fost în această seară alături de noi în emisiunea Piața Victoriei. Ne revedem luni, săptămâna viitoare. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.